Pe 1 decembrie, milioane de români au sărbătorit Ziua Națională a României. În diverse orașe ale lumii au fost organizate o serie de evenimente. Cei prezenți la evenimentele desfășurate la Chișinău au spus că unirea se va înfăptui în anul 2018, atunci când se vor împlini 100 de ani de la formarea României Mari, titrează agora.md. Mișcarea civică Tinerii Moldovei au marcat Ziua Națională a tuturor românilor printr-un flash mob la care toți participanții au creat o hartă enormă a României și a Republicii Moldova reunite într-un singur stat. Participanții la flash mob au reiterat de mai multe ori mesajul România și Republica Moldova reuniți în 2018.